Apocalypse. Hai salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial. Eu sunt Genu, astăzi o să vorbim despre glonțele pe care le folosim, pe care ar trebui să le folosim atât în la început de joc, cât și în endgame, ca să zic așa. Videoul o să fie un video destul de scurt, deoarece nu o să trecem prin toate glanțele. O să vă aveți un link în descriere către Wiki Tarkov, unde o să puteți să vedeți absolut toate glanțele, cu toate prestațiile. Deci o să puteți să vedeți acolo, o să aveți acolo toate informațiile de care aveți nevoie facem un scurt tutorial doar ca să explic eventual persoanelor care le sunt la început de joc cam ce gloanțe ar putea să folosească, deoarece gloanțele foarte bune sunt și foarte scumpe, iar pentru o persoană care intră în joc acum sau are câteva săptămâni de joc, cel mai probabil nu își permite să iasă cu gloanțe foarte, foarte bune și foarte scumpe. Ca să vă dau un exemplu, luăm vectorul de exemplu, care este o armă foarte, foarte puternică în joc. Ca să putem să jucăm bine, ar trebui să ducem cu noi cel puțin 3 încărcătoare plus gloanțe de rezervă, iar gloanțele cele mai bune ar fi 7 31, care în momentul de față costă 2800 de ruble pe glonț. Să zicem că ducem 3 încărcătoare de, 5, de 50 de glanțe, plus mai ducem încă 50 de glanțe cu noi, ceea ce înseamnă că ne-ar trebui 200 de glanțe. 200 de glanțe dacă ar fi să cumpărăm acum, ne costă cam 600 de mii de ruble. Deci vă dați seama că pentru cei care sunteți la început de joc, nu e foarte ok, o investiție de 600 de, aproape 600 de ruble, doar în glanțe, luând în considerare după aceea că trebuie să cumpărați arma, să o modați, pentru că nu are rost dacă arma nu e foarte bine modată, uh, să folosiți glanțe atât de bune, vă trebuie o armură foarte bună, deci ajunge să cheltuiți mai mult de un milion pentru un, uh, un singur ride. Așa că o să vedem care sunt gloanțele care costă mai puțin, dar sunt destul de decente pentru cei care sunt la început de drum. Am aici uh, 4 arme, 5 cu MP7-le pentru care vreau să vă arăt, nu o să trecem prin absolut toate armele. Dacă vreți mai multe informații, dacă nu știu, aveți probleme în a descifra informațiile de pe site-ul pe care o să vi las în link unde aveți absolut toate informațiile, aveți de asemenea în descriere și un link către Discord-ul nostru dedicat pentru Tarkov și puteți mă întrebați acolo o să vă ajut cu mare plăcere pentru absolut toate armele și toate informațiile de care aveți nevoie. Deci, haideți să vedem care sunt glanțele pe care noi putem să le folosim și care ne costă mai puțin. Înainte de toate, cum pot să-mi dau seama care sunt glanțele pe care pot să le folosesc pe o armă anume. De exemplu, am acest M4, îi dau un click dreapta și mă duc pe Linked Search. După cum ați văzut într-un videotutorial pe care l-am încărcat deja pe canal, aici putem să vedem toate bucățile care le putem monta pe această armă, dar putem să vedem și toate gloanțele pe care putem să le folosim. Așa că deschidem aici și aici avem toate gloanțele. Cele mai bune gloanțe, de exemplu, pe M4, în momentul de față, sunt M995, dar, după cum puteți vedea și aici, 3000 de ruble la glonț. Următoarele ca cele mai bune sunt M855A1 Și aici stăm tot la 3000 Bineînțeles, aveți unele mici avantaje uh, pentru vendor dacă faceți quest și deblocați uh, vendori la niveluri mari uh, Vedeți schier de exemplu, la nivelul 4 și Peacekeeper la nivelul 4 Vând gloanțele Skier cu 368 de ruble o să, este un, oricum un stoc limitat, vedeți în momentul de față este roșu pentru că nu sunt disponibile, când face restoc o să puteți să cumpărați, dar și atunci o să puteți să cumpărați uh, un număr limitat, de exemplu acestea puteți să luați 90 de glanțe odată. Oricum este foarte bine dacă reușiți să-l deblocați pentru că 90 de glanțe uh, cu 368 de rubli pe glonț, dacă apucați să luați de două ori, puteți de bine de rău să faceți deja un raid și mergeți cu practic cele mai bune gloanțe posibile pentru M4, ceea ce e foarte ok. Dar dacă nu aveți chestia asta de blocată, vedeți costă foarte mult. M4, ADAR, HK, toate armele de, de genul ăsta folosesc gloanțele astea, deci sunt foarte scumpe și atunci ce gloanțe putem să folosim noi pe arma asta care sunt decente? Ar fi M856A1, după cum puteți vedea, Peacekeeper la nivelul 4 vi le vinde cu 3 dolari pe glonz. ceea ce e foarte bine. Dar dacă nu, puteți le cumpărați de pe Flea Market, vedeți, le găsiți undeva la 8-900 de ruble. Deci, este mult mai ieftin și glanțele nu sunt foarte rele. Adică, de început de joc, puteți să le folosiți. sunt cam singurele glanțe pe care sunt ok. Să le folosiți și sunt la un preț Destul de bun Restul glanțelor sunt destul de slabe Deci nu prea are sens Să intri într-un ride uh, Cu glanțe M856 M856 M855 Sau glanțe de genul ăsta pentru că sunt foarte foarte slabe Lucrul ăsta puteți să-l vedeți și după Prețul glanțelor Deci puteți să vă ghidați și după chestia asta Vedeți dacă M856 costă 90-100 de ruble, costă tocmai pentru că sunt foarte slabe. Uh, ca să nu uit, o chestie foarte importantă, urmăriți mereu uh, site-ul care vi-l las în, uh, în descriere, uh, Tarkov Wiki, pentru că după fiecare update pe care îl fac pe joc, există posibilitatea ca unele glanțe să se schimbe, ceea ce înseamnă că unele glanțe care inițial erau bune, pot să fie mai slabe și alte glanțe care sunt mai slabe după un update, dacă fac anumite modificări, pot să fie mai bune. Deci, repet, pentru HK, pentru ADAR, pentru M4 și arme care montează glanțe 556 45 dacă sunteți la început de drum, folosiți M856A1, sunt destul de decente, și nu sunt foarte scumpe. Dacă mergem pe un AKM de exemplu, vedem aici, facem la fel, Linked Search, mergem pe amo, 762 pe 39, uh, mare parte din AK-uri folosesc uh, măsura asta, aici nu prea aveți ce să alegeți, adică toate glonțele astea sunt uh, foarte rele, singurele glon glonțe bune sunt uh, BP-urile, deci ori le folosiți pe astea, ori nu prea are sens să folosiți arma pentru că restul gloanțelor sunt foarte foarte slabe. Uh, Pampurile sunt foarte puternice în joc, uh, nu sunt foarte foarte folosite, dar credeți-mă pe cuvânt sunt foarte foarte puternice, uh, mai ales dacă folosești uh, gloanțele corecte. Facem la fel, un link search, mergem pe ammo, rounds. Avem aici o grămadă de rounduri pentru pampuri. Cele mai bune sunt uh, AP-urile, AP20, dar sunt destul de scumpe. Uh, eu personal folosesc backshot -urile. Sunt foarte ieftine, după cum puteți vedea, și fac o grămadă de damage. Deci, dacă sunteți la început de joc. Și nu prea aveți arme Încă nu ați deblocat flea market și așa mai departe uh, Luați un pump Dacă vreți să faceți un rai Și să aveți o șansă Luați un pump Ca pump eu zic că Cel mai bun este MP153 Pentru că poți să-i pui încărcător de 8 Pe el Și trage foarte repede Trage glonț după glonț Ca o semiautomată. Deci e cam cel mai bun. Ne întoarcem la gloanțe. Repet, AP20 ar fi cele mai bune. Dar puteți să folosiți cu mare încredere bugshot -urile. Fac foarte, foarte mult damage. Trageți la picioare dacă întâlniți o persoană care este foarte girată, un gher foarte mare, cu, nu știu, cască, cu vizor și nebunii de genul ăsta, armor clas 5 sau 6, vă este foarte greu să-l omorâți dacă trageți în partea superioară. Trageți la picioare și vă garantez că după al treilea glonț cade la pământ, oricât de mare ar fi. Deci sunt foarte, foarte bune și sunt foarte ieftine. Uh, AP-20, în schimb, uh, sunt foarte puternice glanțele. Uh, cu AP-20 puteți să trageți în uh, piept sau la stomac, la față, pentru că dacă nu din primul, din al doilea glonț cade la pământ, cam orice armor Uh, ar avea, îl distrugeți. Diferența între cele două e că practic, bugshot în momentul în care trageți, uh, fragmentează, adică se, desp se desparte în diferite fragmente și atunci loviți cu mai multe uh, glanțe, cum ar veni cu mai multe glanțe deodată, dar au o penetrare foarte mică de aceea vă ziceam să trageți la picioare, pentru că dacă trageți la picioare, e ca și când ați dat mai multe ituri deodată și având o protecție la picioare, puteți să-l omorâți foarte repede. În schimb, cu AP-urile, AP-urile nu se fragmentează, deci pleacă ca un singur glonț, dar are o penetrare foarte mare, deci cu apeurile urile puteți să trageți în orice parte a corpului și o să faceți foarte mult damage uh, Ok, am vorbit despre AK M4 Shotgun Vector Aici la vector putem Mergem la liquid search Rounduri Deci, după cum vă spuneam 7 în 31 nu ar fi cele mai bune Dar ați văzut, costă foarte foarte mult Și ca început e... Nu are logică să ieși cu aproape 600 de K doar în glanțe, așa că căutăm alte glanțe. Glanțele cele mai bune pe care puteți să le folosiți sunt AP-urile și vedeți că deja prețul este la jumătate față de 731 și dacă oricum prețul vi se pare foarte mare, atunci puteți să mergeți pe Luger glanțele astea. sunt destul de decente, rip, iarăși puteți folosesc, dar aici vedeți, deja mergeți către 1000, 1100 de ruble, deci decât să iei ripuri, mai bine te întorci și iei ap pentru că sunt puțin mai bune decât ripurile, dai 100-200 de ruble în plus pe fiecare glonț, dar uh, cu siguranță sunt mai bune. Dacă vrei oricum să mergi mai jos, atunci mergi pe Luger, le iei pe astea, vedeți la vendor sunt cu 447 și o să le găsiți mereu disponibile la schier dacă l-aveți blocat la level 4, dacă nu oricum 4-500 de ruble pe, pe glonț și sunt destul de decente. Restul nu prea au sens. În final MP7-le a 1 sau a 2 nu, nu schimbă aproape nimic. Folosesc aceleași glonțe, mergem pe Linked Search, și vedem aici glanțele. Bineînțeles, și aici avem AP-urile care sunt cele mai bune. Vedeți asta și după preț, dar la fel prețul este foarte, foarte mare. Și atunci ce glanțe putem să folosim? FMJ-urile astea ar fi cele mai bune după AP6 Action SX-urile și subsonicurile sunt așa și așa. Subsonicurile încă mai merg puțin, dar nu, cel puțin pe mine nu mă fac să, să nebunesc. Când joc arma aceasta, MP7-le, dacă nu îmi permit să iau AP-urile, caut să iau FMG-urile astea vedeți acum sunt 1500-2000, dar dacă îi dai un pic de refresh și încerci peste 5 minute și așa mai departe, de cel mai multe ori eu reușesc să le găsesc și sub 1000 și atunci prețul e destul de decent și pot să ies și cu arma respectivă să fac un ride și să am o șansă în fața unei persoane care are un gear foarte bun. Pentru că dacă merg cu Action SX-uri sau Subsonic, șansele mele sunt foarte, foarte mici, ar trebui la fel să trag la picioare, trebuie să trag foarte multe gloanțe ca să-l omor, pentru că dacă el are o armor clas 5 sau 6, de exemplu, ei probabil îi trag un încărcător de 40 de gloanțe și există posibilitatea să nu-l omor. Cam asta este video tutorial, nu trec prin toate armele, am încercat să iau cumva uh, armele cele mai comune, pe care le-am întâlnit în joc, pe care le joacă playerii uh, și măsurile de glanțe, ca să zic așa, uh, cele mai, uh, mai folosite. Repet, o să găsiți în descriere un link către site-ul uh, Wikipedia Tarkov, unde o să aveți descriere pentru fiecare glonț în parte, o să vedeți, pentru fiecare măsură în parte, toate glonțele, care sunt caracteristicile, care sunt mai bune, care sunt mai puțin bune și, repet, tot acolo găsiți link și pentru serverul nostru de Discord, unde încercăm să creăm o comunitate de persoane care se joacă Scherf frontal Frontarkov și nu numai, pentru că mai jucăm și alte jocuri împreună, dar puteți să intrați acolo dacă aveți întrebări, dacă vreți să cereți ajutorul persoanelor care sunt deja acolo pentru questuri sau așa mai departe sau pur și simplu pentru întrebări generale despre joc. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați urmărit acest video. Lăsați un like dacă v-a fost util, un coment dacă aveți alte întrebări. Have fun, băieți.